Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod foarte, foarte special din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Băi, fraților, după foarte, foarte mult timp, astăzi revenim cu un nou match bombă și foarte, foarte greu de 1 versus 1, dragi prieteni. O să ne jucăm eu contra Gabrielei, 1 versus 1, ne aflăm aici pe Inferno și, băi, frate, Gabi în ultimul timp a jucat foarte, foarte mult, deci... O să fie destul de greu. Așa, Gabi? Da, ești pregătită? Suntem încălziți, abia ne-am trezit, adică... Da? Bine, astea sunt scuzele de început. Ești pregătită? Hai, na, bine, nu mă așteptam la asta. MP warm-up end. O să ne jucăm doar pe A. Și haide să vedem ce este, dragilor. Sunt foarte, foarte curios câte runde o să ia. Nu uitați, dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri de acest gen, dați acolo cât mai multe like-uri. Chiar vreau să văd, stai să dăm freestyle 3 mai puțin. Și mai dăm o dată, restart, așa. Chiar vreau să văd câte persoane apreciază aceste clipuri de CSGO și poate mai dăm unul versus unul și cu alții, băieți. Dar am luat-o pe Gabi pentru că Gabi mereu. Andrei, 1v1, 1v1. Haide, ești pregătită? Mamă, stați așa că o să fie greu. Uitați-vă la tot episodul că o să fie foarte interesant, băieți. Și Gabi mereu vine în... Ce faci? Te văd acolo pe scări. Da? Da. Mă stresez. Am crezut că vii apartamente, ca de obicei. Păi și ai ieșit și mi-ai dat cap. Da, pentru că nu erai apartamente. Wow. Unde puteai să fii dacă nu în apartamente și second mid? Where? Opa. De ce alergi așa pe second mid? Da, ce m-am speriat. Easy. 2-0. 16-0, Gabi. 16-0. Vezi că sunt destul de... Nu știu cum, deci m-am trezit. Adică amândoi ne-am trezit destul de recent și abia am intrat în CSGO, dar să mor de nu-mi intrau gloanțele în warm-up. 2 minute ne-am jucat înainte, 3 minute. Și mi-intrau toate gloanțele. Bună! Oare unde ești? Alo? Alo? Chiar să stai la tine în bază? Da. Bine. N-aveam nici o mică idee. Dar o să ne jucăm tryhard, băieți. Dar ce? Păi ai zis că nu dai tryhard, nu dăm tryhard. Nu dau tryhard. Hai să vedem noi, imediat. 2-1 pentru mine, băieți. 16-1, confirm. Da, da, da. Hai să mă încalzi. Te-am tu! Opa, a venit apartamente. Here you are. Păi nu, asta am făcut toate rundele și dacă nu ești acolo, gen mă duc mid. Deci... Stai și mă aștepți. Asta este. Nu, adevărul e că trebuie să-ți dau oraș dacă trebuie să plantezi, trebuie să plantezi bomba, nu? Trebuie să mă duc B dacă mai ai. Mhm. Te duci, te duci. Te-am văzut sau nu s-a părut mie? Ce faci acolo în șobolan? Ce faci în șobolan? Te căutam. Mă căutai? Da, da, da. Mă treabă în partea stângă, de ce nu? Ai, doamne. Aolo. Trebuie să mă plimb pe toată arta cu Gabi, ești nebun? Mă duc apartamente, nu e, mă duc mi, nu e, mă duc apartamente, este! Surpriză. Cam ușor, băieți, nu-i așa? Scrieți voi în comentarii o părere, adică... Acum trebuie să o și enervăm, știți? Că altfel nu joacă. Dacă noi enervăm, nu joacă, băieți. Ce face apartamente iar? Sau mid? Poate ești mid? Ce mai pun, mă sperii, mă? Ce-mi place să fiu CT? Eu te-am întrebat unde vrei să începi prima dată. Ia, dă-te, ia să vezi tu, hai. Of, doamne.
Aoleu, doamne, ce i-am băgat grenada. Mi-am dat 28 tabel. 6-1. Easy. Mă scuzați. Îmi place că o enervezi și îmi place că mă intră gronță. Că eu la început i-am spus Gabrieli ceva de genul: fii atent dacă să vezi ce o să mă enervez meciul ăsta, pentru că știu cum joacă Gabi și că așteaptă un minut 45 până să se întâmple ceva, știi? Bine. Negev power. Așteptăm, nu-i problemă. De ce să pierdem unde ele? Așteptăm, așteptăm să vedem ce o să iasă. Oh my god. Adică m-am blocat. Am trecut prin smoke, fata mea. Bine lucrat, bravo. 6-2. E, 16-2 incoming. Da, da. Da? Pariu că nu mai e nicio rundă? Zi pariu? Dacă joci ca terminat. Păi haide. Unde? Hai mă, dă, serios acum, toate ca toate, îți iei AVP. La geam. Păi da, îți iei AVP serios. Păi, ai zis că nu pot să joc tryhard. Nu ai vrut tu tryhard? Na! Doamne, nici nu mai pot. Hai, dă-i restart imediat, să joci cu AVP. De ce să dau restart? Păi... Bine, nu mai joc cu AVP. Păi da, la două runde... De ce te bați cu mine, frate? Eu mă joc așa cum ar fi normal să mă joc. Uite, nu ești mid. Dacă erai mid, mureai, spre exemplu. Și acum ne uităm la balcon. Nu ești balcon. Dacă erai balcon, mureai, îți dai seama. Și acum... Ce-am auzit? Nu te-am auzit, dar te-am auzit. Nu, dar gen să te-am... 0. Da, și pune volumul. Știi ce făceam? Bă, ți-am luat, deci, logică. M-am uitat minuiești, m-am uitat balconuiești, urmează la tero acolo, pe holul ăla. Și am auzit pași, gen, fix când am vrut. Nu mai joci cu AVP și ai jucat 3 runde, deci 3 runde mi-l... Gata, nu mai joc, gata, mai joc pe stolb. E o zi. Ce? Eram după ferret. Mi-a dat-o chefă când ai jucat cu AVP. Gata, 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 scuze, scuze, e vina mea. Păi nu, că acum mă bat 10-2 și pentru că ai luat... Gata, hai mă, joc cu M4. Zici joc... că te joci cu... Dar nu mă joc trier, mă joc cu M4 aici. Gata, băieți, ne jucăm mai zen. Dar chiar eram zen, adică nu eram trier să zici că, mamă, muși din birou. Unde ești? Mamă, nu mai scoate niciun cuvânt. Mamă, a început tryhard mode. 1 minut și 20 de secunde. Tu vorbești serios? Da? Bine. Bine. Cumpărăm aici, frate. Au trecut 50 de secunde și era ascunsă după un curs. Serios? Bine. Bine. Gabi, ți-ai semnat sentința la moarte, ai auzit? Pe cine văd eu acolo? Gabi? Haide, nu mă pușez? Nu mă pușez? Bine. De ce 4? Deci cam, acum cam zâmbește, a? Nu zâmbesc. Ba da, uite, zâmbește acum, băieți, bine. Hai că te fac eu să nu mai zâmbești, nu mai pușez absolut deloc. Hai să vedem. Băi, te-am văzut și te-am văzut. Coaie, de ce ți-ai luat la fără pe tu-și terminat? Ai zâmbit la mine la 1v1 și ai stat camp. Prin urmare, AVP. Wow.
fraților. Da, zi. Se pare normal? Nu prea. Adică nu te joci cu cel mai bun jucător de CSGO, adică... Păi mă joci trial pentru că și tu te joci trial, dar acum gata. Băi, fraților, încă o dată, cât mai multe like-uri dacă vă place, sincer, și dacă vreți să jucăm tryhard, să o batem. Easy. Easy. Gabi? De unde? Din apartamente, că sângele-i pe perete. Gabi? Da. Cucu? Unde ești? Pe hartă. Bă, deci mă omoară liniștea asta. Știu că e undeva pe aici. Cucu? Ah, tu știi pe unde am venit? Inima. Acum a intrat în momentul acela de nervi slash oftică, gen, știi, că na. Doamne. Mă enervez. De ce? Cucu. S-a văzut țeava, da, pistol. Da. Ce? De ce te-ai supărat? Haide că nu mă joc tryhard, serios, pur și simplu s-a văzut țeava. Aolo, ce pești. Și uite, acum o să dau un smoke acolo și intru ca talibanul aici. Ia să vedem, where are you? Dăm o îndară acolo. Intrăm tare. Hăți. Zona e liberă, plantez. Ce mai aștept mult? Pe departe cel mai amuzant clip de pe canalul meu de YouTube. Pentru tine. Hai de puii mei. M-am înroșit la față, bro. Gabi este foarte nervoasă în momentul de față. Gabi, măcar gândește-te că... Foarte nervoasă, că și-o să rata și mă hlizesc așa, știi, nu-i așa? Nu, pentru că nu joci corect. Cum adică nu joci corect? Păi nu joci, joci cu AVP-ul, zici că joci cu cel mai mare YouTuber, YouTuber, doamne, ăsta de... Haide, gata, dar nu m-am mai jucat cu AVP, m-am jucat o rundă. Nu, dar ai luat runde, am... Gabi, am de făcut o mărturisire, ia de-i să veciți unul. Ești terminat. Ți-ai dat seama, da sau nu? Nu mi-am dat seama. Că o să fie cârcotaș acolo care o să spună că și-a dat seama, și-a dat seama, ai vorbit de dinainte, nu. Și gândiți-vă că gen Gabi a dat live pe Discord. Am vrut și eu să intru, dar auzea suretul. A dat live pe Discord și mă tenta să intru să văd dacă joacă și-a cu Olhec. Dar se uitau băiții, era Error și Cristal. Și nu cred că a folosit Olhec, sincer. Pentru că se vedea în voce, ia așa face băieți, dacă ne jucăm 1v1 serios,
Și eu mi-au polar sau chestii de căcat, care chiar sunt de căcat la 1v1. Gen, mă enervez și se simțea în vocea ei că era supărată și că nu poate spune nimic că filmezi, gen. Deci nu ți-ai dat seama, nu? Indirect de mult m-am obținut să nu te înjur. Deci, nu ți-ai dat seama? Nu, mai avea puțin, dădeau lacrimile de nervi. Pentru că, repet, mereu o să fie cricotași care o să spună și de fiecare dată când am postat astfel de clipuri, au fost persoane care au spus, oh, te-ai vorbit de dinainte, se vedea că știe, nu frate, n-a știut nimic. N-am mai filmat de foarte mult timp un troll cu Wallhack pentru că pana mea își dă seama lumea dacă postez în fiecare zi, își dă seama că nu ești cam 1v1 și că-i trollezi, știi? Și care, știi care e faza? Că știi de cât timp am rugat de tine să dăm 1 versus 1. Da, gen. Gabi se tot ruga de mine să dea 1v1, dădea 1v1 cu toți din brigadă și eu nu voiam, că pur și simplu n-aveam chef și acum mi-a apărut această idee în creier și a zis, ia, ai un troll că nu-și dă seama. Am intrat pe server, am băgat comenzile înainte să intre aia ca să nu-i apară. Și dă-i tati, dă-i ești nebun și chiar nu și-a dat seama pentru că n-a făcut niște faze de alea foarte, foarte evidente. Oricum, cam asta a fost episodul Oameni Buni. Eu sper că v-a plăcut. Băi, comanda este din joc. Mi-am pus bindul de dinainte ca să nu se audă să scriu R, draw, other models 1, gen ca să n-ai wallhack. Și dacă pui R, draw, other models 2, ai mare wallhack din joc. Merge, bineînțeles, doar pe servere custom. Dacă v-a plăcut clipul și dacă ați râs sincer, dați acolo cât mai multe like-uri. Și ne revedem data viitoare, băieți. Am fost Andrei alături de Gabriela Trolata, sărăcuța de ea. Chiar mi era milă la un moment dat în clip că făcea te joci cu AVP-ul. Dar asta este, băieți. Troll, troll e troll, da? Hai cu cât mai multe like-uri, ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat, pa, pa.